Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou videoclip al meu. De această dată vom vorbi despre un timbru pe care dumneavoastră nu l-ați găsit în catalog și vă spun sincer că nu îl veți găsi în catalog, doar eu sau probabil și câțiva dintre dumneavoastră l-ați găsit în această descoperire poate avea loc doar dacă aveți mai multe timbre din aceeași categorie. Și anume, vom vorbi despre timbru de 400 drachme din Grecia. Și uitați-l aici. Acest timbru nu-l veți găsi în niciun catalog de specialitate, nici în Stanley, nici în Michel, nici în Sunset, nici în nicăieri, pentru că acest timbru încă nu a fost studiat de cineva sau mai mulți nu au avut seria de timbre în care să se găsească de eu am avut să am patru timbre la fel și am găsit erori. Uitați-vă foarte bine la acest timbru. Corect? Și acum vom aduce un alt timbru, 400 drachmi. Dar veți vedea că acest timbru nu este centrat corect. Și în partea din dreapta apar anumite diferențe de centrare. Uitați-vă foarte bine. Și acum, ca să fim mai credibili, să știți că Robinet vă oferă informații foarte bune despre timbre. Uitați-vă aici și veți vedea că ambele timbre nu corespund. Ambele timbre. Dați-mi voie puțin că vreau să le pun unul lângă altul. Ca să le vedeți. Uitați. Aici le aveți. Vedeți? Culoarea este diferită, totul este diferit. Uitați-vă. Toate acestea fiind spuse, eu mai caut, mai încerc să mai studiez, să mai mă informez pentru dumneavoastră și veți găsi, nu există, acest timbru nu există și nu este în niciun catalog de specializat. Doar veți spus să vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare.